Matei, capitolul 5, suntem la ultima dintre fericiri, care zice în versetul 10, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, zice Domnul Iisus, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Am ajuns în dimineața aceasta la ultima dintre cele 8 fericiri pe care Domnul le spune în predica de pe munte. Fericirea a opta, în dreptul căreia Domnul Iisus Hristos repetă de două ori ferice și spune odată în loc de ferice, zice bucurați-vă. Dintre toate fericirile, în dreptul acesteia, Domnul alege să vorbească cel mai mult. Și fericirea a opta are legătură cu toate celelalte 7 de până aici. De ce? Pentru că Domnul ne spune în felul următor. Dacă ai în viața ta împlinite toate celelalte 7 fericiri, atunci să te aștepți să se plinească și a opta. Adică, dacă ești sărac în Duhul, înțelegând că ești în mod total dependent de Dumnezeu, dacă vei învăța să plângi cu plânsul omului disperat care știe că iertarea lui depinde total de mila și îndurarea lui Dumnezeu, dacă vei învăța să fii blând, dacă vei fi flămând și însetat, nu după lucrurile lumii acesteia, ci după neprihănire sau dreptate în fața lui Dumnezeu, dacă vei învăța să fii milostiv așa cum Dumnezeu a fost milostiv cu tine, dacă vei avea o inimă curată și dacă vei fi un om împăciuitor aducând pacea în contextul în care Dumnezeu te-a așezat, atunci, surpriză, care e consecința? Vei fi prigonit. Probabil că după ce am înșerat toate cele 7 atitudini extraordinare, vă așteptați la final să vă spun și atunci, surpriză, veți primi o răsplată. Răsplata este, spune Domnul Iisus, câteodată, nu întotdeauna, nu o căutăm în mod special, dar răsplata asta câteodată e ceea ce ați văzut în filmul de la început. Câteodată prigoană nu înseamnă doar 14 ani de temniță grea pentru credință, așa cum a dus fratele Richard Wurmbrand. Câteodată să fii prigonit înseamnă să fii luat peste picior, să fii vorbit de rău pe nedrept, să fii batjocorit chiar în casa ta, să fii vorbit de rău, să fii călcat în picioare, să fii... Vă aduceți aminte ce spune Ieremia la un moment dat, citând din ceea ce spuneau oamenii în vremea aceea în dreptul lui, să fie omorât cu vorba. Prigonit poate de colegii tăi de la lucru, prigonit poate de cei din familia ta. Știu că sunt în biserica noastră oameni care au venit la botez fără nimeni din familie. Acasă îi aștepta un scandal. Și asta este o formă de a fi prigonit. Și Domnul Iisus spune... Atunci când alegeți să mă urmați pe mine, atunci când alegi să te lepezi de tine, să ai o inimă curată, să însetezi după dreptate înaintea lui Dumnezeu, așteptați-vă și să nu fiți surprinși de faptul că veți fi tratați în felul acesta câteodată chiar de unii oameni din casa voastră, din familia voastră. Așadar, în această dimineață vreau să vorbesc despre această a opta fericire, pe care poate n-am numit-o chiar o mare fericire. Dar Domnul alege să vorbească despre ea mult. Prin urmare, din perspectiva Domnului Iisus, este foarte importantă. Sunt 3 versete dedicate acestei fericiri. Ferice de cei prigoniți. Vorbind despre subiectul acesta, îl vom trata din 3 perspective, așa cum este tratat în cele 3 versete. Mai întâi, aș vrea să vedem împreună ce înseamnă persecuție. Vom vedea ce este persecuția din punctul lui Dumnezeu de vedere.
Apoi vom vedea împreună care sunt promisiunile pe care Dumnezeu le face în dreptul celor care acceptă să fie persecutați sau prigoniți de dragul lui Hristos și de dragul neprihănirii. Apoi, în al treilea rând, vom vedea care este atitudinea noastră sau care ar trebui să fie atitudinea noastră sau postura noastră, dacă vreți, atunci când suntem prigoniți, când suntem persecutați, încă o dată, nu la nivelul pe care l-am văzut deja în clipul anterior, nu la nivelul înaintașilor noștri, nu la nivelul primilor creștini care au trecut prin persecuții grele, mulți dintre ei trebuie să-și dea viața pentru Hristos, ci la nivelul nostru, acolo unde suntem fiecare dintre noi. Știți că în momentul de față, în anul 2022, într-un raport făcut de un ONG, Open Doors se numește această organizație neguvernamentală, din acest raport reiese faptul că în momentul acela, în anul 2022, da, raportul a fost făcut în 2023, erau 360 de milioane de creștini care au fost grav persecutați și discriminați la nivel mondial. 360 de milioane de creștini. Vreau să spun lucrul ăsta pentru aceia dintre noi care venim la biserică și suntem nemulțumiți. Uite, de exemplu, acum știu că aerul condiționat nu e chiar așa cum ar trebui să fie. Când suntem nemulțumiți câteodată de lucruri mărunte. Vreau să vă aduc aminte că în anul 2022, 5621 de creștini au fost uciși pentru Hristos. Spre deosebire de 2021, când au murit de dragul lui Hristos, 5898. De asemenea, numărul total de biserici închise, atacate sau distruse, în 2022 a fost de 2110, în scădere față de anul anterior, față de 2011, când au fost atacate sau distruse 5100 de biserici. Țări ca și Coreea de Nord, Afganistan, Somalia, Yemen, Eritrea, Libia, Nigeria, Pakistan, Iran, Afganistan, Sudan și alte țări, unde pentru o Biblie poți să faci 20 de ani de pușcărie. Pentru participarea la biserică, pentru că nu există biserici legale, deschise legal, ci sunt așa numitele biserici subterane, adică biserici care se ascund, care se întâlnesc în ascuns. Pentru o simplă participare la biserică, riști fie condamnarea la moarte, fie ani grei de temniță. Ia gândiți-vă la noi care alegem dimineața, dacă ne doare puțin capul, să nu venim la biserică. Sau, atunci când venim și nu ne place ceva, suntem rapid comentatori. Aceia dintre noi care suntem nemulțumiți, fie de predică, mă pun pe mine aici, fie de cântare, fie de organizare, fie de alte elemente, aș vrea măcar pentru o clipă să vă gândiți că exact în clipa asta când suntem noi aici, unul din șapte creștini de pe fața pământului suferă pentru două lucruri, pentru neprihănire sau pentru Hristos. În timp ce noi stăm și avem programe atât de performante, și asta e bine, ne dăm toată silința să avem programe cât mai bine organizate, predici cât mai elaborate, cântări care să sune impecabil. Și totuși, parcă nu ne mișcă deloc nimic. Poate ați văzut unii dintre voi, e posibil să fi văzut pe internet, cu câtă bucurie primesc cei din China o Biblie, cu cât nesați se aruncă asupra cărții sfinte și au în mâinile lor, ținând unii dintre ei pentru prima dată în viață, în mâini, o Biblie, o îmbrățișează cu ochii plini de lacrimi. Noi acasă avem zeci de traduceri. Sau poate n-aveți zeci de traduceri, dar aveți măcar două, trei, patru Biblii, în mai multe variante. Și totuși nu citim nici măcar într-o singură variantă. Sau citim atât de puțin. Sau trebuie pastorul să ne spună tot timpul, hai te rog frumos. Sau trebuie neapărat să cânte cineva în surdină ca să ne putem ruga. Și oricât de profesional ar fi muzica, dacă inima nu-i bună, închinarea nu există. Toți cei cu inimă bună să laude pe Domnul. Spune atât de frumos unul dintre psalmi, în psalmul 34, de la versetul 6 la 8, că strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Așa cum am fost îndemnați la ora de rugăciune, aș vrea să înțelegem acest adevăr,
Hristos oprește în dreptul fiecărei rugăciuni rostite, în dreptul fiecărei rugăciuni rostite dintr-o inimă sinceră, dintr-un duh smerit. Așadar, aș vrea în această zi să privim la acest subiect din cele trei perspective despre care v-am anunțat. Și mai întâi ne vom opri să înțelegem ce este persecuția. Și în dreptul acestui lucru, am câteva întrebări. Întrebări pe care probabil le aveți și voi în minte. Mai întâi, ce este persecuția? Vreau să spun asta concret pentru că, stând de vorbă cu unii, am văzut că unii au mania persecuției. În ciuda faptului că trăim într-o societate liberă, așa cum am zis, chiar într-o societate liberă, există anumite forme de prigoniri sau anumite forme de prigoană și unii dintre noi am experimentat-o la lucru, la școală, în familie sau în altă parte. Dar, până la urmă, ce este persecuția? Am văzut că noi creștinii evanghelici câteodată ajungem să ne persecutăm și singuri. Sau unii pe alții. Să ne ierte Dumnezeu. Apoi mai este o întrebare. Cine sunt cei persecutați? Da? La întrebarea asta am răspuns cu a treia întrebare, dar vă dau argumentul. De ce vor fi persecutați cei credincioși? Care e motivația? Haideți să vedem mai întâi ce este persecuția. Cuvântul persecutat înseamnă ad literam, din originalul grecesc, înseamnă a urmări, a hăitui, poate fi tradus și cu a hărțui. Dar e foarte interesant, și acum știu că nu e cel mai bun moment pentru lecție de gramatică, dar cuvântul folosit aici pentru persecuție, când Domnul spune ferice de cei prigoniți, este gramatical vorbind un participiu pasiv în limba greacă, în limba Noului Testament, care înseamnă că versetul acesta se poate traduce cu ferice de cei care se lasă să fie prigoniți. A, interesantă abordarea asta. Și când spun persecutat, în contextul versetului 11, se referă probabil la abuzul fizic, cum ar fi închisoarea, se referă la abuzul emoțional. Dar așa cum am spus, în general vorbind, aplicând la ceea ce se întâmplă astăzi, într-un fel sau altul, fiecare dintre noi putem spune, în calitatea noastră de creștini, că am trecut prin anumite momente când pentru credința noastră am fost prigoniți. Poate nu la nivelul acesta. Și acum dacă privim la istoria relativ recentă a poporului român, acolo vom vedea, pe lângă fratele Richard Wurmbrand, pe care l-am văzut în filmul de dinainte de predică, că au fost și alții care au trecut prin momente asemănătoare. E un om cu numele Nicolae Purcărea, care a stat în închisoare 20 de ani. A trecut prin groaznicul experiment de la Pitești, unde în fiecare zi celor care erau acolo li se administrau torturi în urma cărora erau întotdeauna întrebați: mai crezi că există Dumnezeu într-o lume în care e atât de multă suferință? Torturi pe care dintr-o anumită pudoare și de dragul dumneavoastră și al nostru al tuturor, mă voi feri să le prezint, dar dacă vă uitați pe internet, veți găsi, Biblia, internetul vorbește despre ele. Oamenii ăștia care au trecut prin experimentul de la Pitești au trecut prin niște chinuri incredibil de mari. De exemplu, Nicolae Purcărea vorbește și zice, după ani de zile, i-am citit un interviu zilele acestea, zice, după ani de zile, de la momentul ieșirii din închisoare, îmi este dor de Hristos pe care îl simțeam că doarme lângă mine pe rogojină, acolo, în cămăruța în care eram închis. Poate tu n-ai suferit la fel cum au suferit oamenii aceștia. Pentru că Biblia spune aici, mai există un cuvânt. Domnul Iisus, vorbind despre prigoană, zice nu doar persecuție. Dacă ați fost atenți la text, cuvântul Domnului zice așa: ferice de voi va fi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ. Cuvântul folosit aici și tradus de Cornilescu cu ocară înseamnă insultă. Când oamenii vă vor insulta, literalmente, dacă e să traducem cuvântul acesta în românește, înseamnă a arunca în dinții cuiva, a lovi,
o lovitură violentă și neașteptată. Acest lucru se referă probabil la oamenii care vorbesc negativ despre tine în calitatea ta de creștin în față. E o formă de abuz verbal. Ăsta e cuvântul pe care Biblia îl folosește. Și apoi mai există o altă formă, dacă vreți, de persecuție, când zice, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Aici se referă la faptul că ești vorbit de rău pe la spate. Acum, sunt convins că în calitatea voastră de creștini ați experimentat măcar o dată, la școală, la locul de muncă, toți ceilalți colegi au început să vă vorbească pe la spate de rău. O zic, bă, pocăitul, pocăita. Mi-aduc aminte, cred că am mai povestit, acum aproape tot ce am putut povesti la predică, am cam spus la Biserica Lumina. Și, dar se potrivește prea bine aici. Mi-aduc aminte că în urmă cu ani de zile, după terminarea unei predici, a venit la mine un tânăr binefăcut, care mi-a zis că vrea să se pocăiască. Era clasa 11-a, nu, clasa 12-a. Mi-a zis că vrea să se boteze în apă și a trecut apoi prin tot procesul de cateheză și s-a pocăit, a fost botezat. Dar după ce s-a pocăit, la o vreme a venit și mi-a zis, frate, zice, am probleme la școală. Și am întrebat, care sunt probleme tale la școală? Am probleme cu unul dintre colegii mei. Eu înainte eram bătăuș și am un coleg de clasă care în fiecare pauză mare își bate joc de mine în modul cel mai crunt, mă insultă, mă batjocorește, pe lângă faptul că mă vorbește de rău pe la spate și spune tot felul de lucruri neadevărate despre mine, îndrăznește chiar să râdă de mine în față, acum știind că-s pocăit și că nu-l voi lovi înapoi. În fiecare pauză mare e un fel de moment de comedie. Toată clasa se oprește, el vine în dreptul băncii mele și începe să-și bată de joc de mine în modul cel mai crunt. Și mă întreabă băiatul ăsta, frate, zice, dacă îi dau o palmă, se supără Dumnezeu? Îmi zice, da, dacă după aia mă rog ca Dumnezeu să mă ierte și dau o palmă, mă iartă Dumnezeu? Și am zis, mă, la Dumnezeu nu merge treaba asta cu păcatele gândite, anticipate. Adică mă gândesc înainte și după aia încă înainte îmi și cer iertare. Dar zic, hai să vedem ce vrea Domnul. Că, vedeți, am mai spus asta. Când am spus întâmplarea asta, am spus-o într-un alt context. Aș vrea să vă spun asta. A fi pocăit nu înseamnă să te lași tot timpul călcat în picioare. Nu, a fi creștin înseamnă să-ți aperi valorile, să fii în stare să te aperi, să fii în stare să vorbești clar. Nu neapărat să ridici tonul, ci să vorbești clar. Câteodată chiar să ridici tonul. Da? Și Domnul Iisus ridică tonul, și Dumnezeu strigă la oameni. Câteodată e cazul să faci și asta. Și nu mă refer aici la violența verbală, vă rog să rețineți asta. A fi pocăit nu înseamnă să te lași călcat în picioare de oricine. E foarte interesant că Biblia spune câteodată răspunde nebunului după nebunia lui, altădată nu-i răspunde ca să nu fii socotit și tu un nebun. Știți ce contează? Călăuzirea pe care o avem de la Dumnezeu. Acum, e adevărat că unii suntem călăuziți numai într-o direcție. Alții, știți de ce? Că unii ne lăsăm călăuziți nu de Duhul Sfânt, ci de temperamentul nostru. Ăia care-s mai șefi, ăia-s călăuziți numai să zică, bă, i-am zis. Ăia care-s mai moi, eu-s blând. Nu, Domnul nu vrea nici să fii nici prea blând, nici călcat în picioare de toată lumea, nici să calci după toată lumea. Aici e nevoie de foarte mult discernământ spiritual pe care îl primim de la Tata din ceruri. Și atunci, i-am zis, hai să ne rugăm. Să vedem în ce direcție ne călăuzește Domnul. Nici n-a trebuit prea mult. În timp ce mă rugam, Duhul Sfânt mi-a pus în gând să-i spun să tacă. I-a zis, Domnul zice să taci. Și se uită băiatul la mine și zice, frate, zice asta, sigur e de la Domnul. Zic, eu cred că este de la Domnul. Zice, bine, atunci o să tac. S-a dus la școală și au trecut încă mai multe luni de zile sau mai mult timp, nu mai știu exact câte săptămâni, în care tot show-ul ăsta din pauza mare a continuat. Până când, după un timp subit, neașteptat, brusc, deodată, dacă vreți mai folosesc și alte sinonime ca să vă fac cât mai atenți, omul ăla, băiatul ăla, a încetat să mai facă treaba asta.
Și au trecut săptămânile, n-a mai zis nimic. Și după o vreme s-a dus la el și i-a zis. Dar înainte, când toată clasa a văzut că se duce spre el, s-au strâns toți în jurul lor. Și acum, întâmplarea asta o știu de la acest băiat. Mi-a zis, frate, să vezi ce mi s-a întâmplat. A venit la mine și mi-a zis așa. După ce te-ai pocăit, am vrut să văd cât de pocăit ești. Eu te-am cunoscut pe tine și te-am provocat. Să văd dacă, într-adevăr, tu chiar ești pocăit. Și acum, chiar dacă mi-am dat seama rapid că ești, pentru că altfel, în mod normal, nu te-ai fi abținut să nu mă bați, uite ce mi s-a întâmplat. Eu, în ultima vreme, sunt bolnav. Și am hotărât să nu mai îmi bag joc de tine. Și vreau să faci ceva, vreau să te rogi tu pentru mine. Eu nu cred în biserică, nu cred în slujitorii bisericii, dar eu cred în tine. Că pe tine te-am văzut cum te comporți. Băiatul ăsta care era pocăit de puțină vreme, nu știa cum să procedeze prea bine, mi-a zis, frate, când mi-a zis treaba asta, m-am blocat, n-am știut ce să fac. Zic, ce ai făcut? Zice, m-am uitat în geantă și aveam în geantă un Nou Testament din ăla albastru, știți voi, ăla care se primește gratis, varianta Slim Fit de la Gedeon, ăla pe care îl poți pune în buzunar. Am luat Noul Testament, m-am dus la catedră și am făcut cum te-am văzut pe dumneata că faci la biserică. Le-am zis, toată biserica se ridică în picioare, citim cuvântul Domnului. Și am citit din Biblie un text. Și a fost o liniște, fiind la un liceu industrial, la noi nu era liniște nici la matematică, nici la română, era gălăgie tot timpul. S-a făcut o liniște peste clasa noastră, cum n-am văzut vreodată în 4 ani de liceu. Și am făcut o rugăciune, toată clasa m-a urmat în rugăciunea asta, într-o atitudine de rugăciune și de liniște. Și am simțit că Dumnezeu era prezent acolo. Ferice de cei prigoniți. Prigoană nu înseamnă doar violență fizică. Prigoană nu înseamnă doar 14 ani de pușcărie. Prigoană înseamnă și ocară, înseamnă și insulte. Prigoană înseamnă și vorbele alea rele care se spun despre tine doar pentru că ești pocăit, în ciuda faptului că ești un bun profesionist. Și vorbele alea rele pe care le auzi la unii dintre colegii tăi cei mai buni și poate te dezamăgești și te amărăsc și zici, bă, eu sunt pocăit, ce rost are și pocăința asta până la urmă? Prigoana merge în toate direcțiile. Și Domnul spune în felul următor, ferice de cei prigoniți. În mod paradoxal, pentru că noi dacă ne uităm la cei prigoniți, zicem, bă, ăștia sunt nefericiți. Și Domnul, nu, îi fericește mai mult decât toți ceilalți. Ba mai mult, zice Domnul, dacă veți continua să cultivați în voi toate virtuțile lui Dumnezeu, să nu vă așteptați din partea lumii la nimic altceva. Pentru că cine sunt cei persecutați? Tot Domnul Iisus spune în Ioan, în capitolul 15, în versetul 18, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-au urât înaintea voastră. Și apoi în următorul verset, dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu, zice Domnul, v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. În 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 12, Pavel spune, de altfel, toți cei care voiesc să trăiască în evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Nu știu dacă ați auzit prea bine versetul acesta, așa că îl voi mai spune o dată. De altfel, zice Pavel, toți cei care voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Nu zice, toți cei care se declară creștini. Nu! Pentru că poți să te declari creștin și să nu fii prigonit. Dacă nu trăiești cu evlavie în Hristos. Și în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 11, acest mare apostol Pavel, vorbind despre sine, zice, prigonirile, îi spune lui Timotei, și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra, le cunoști. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. Așa cum Domnul te-a izbăvit și pe tine, dragul meu, din situația aceea complicată din casa ta care îți amărește sufletul. Așa cum Domnul te-a izbăvit și pe tine din situația complicată din businessul tău, când din cauza credinței tale ai fost prigonit sau vorbit de rău. Sau ocărât. Sau într-un fel sau altul ai suferit o anumită pierdere. Pentru că Biblia ne avertizează toți,
cei care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Nu neapărat vor ajunge la închisoare pentru credința lor. Nu neapărat vor suferi o violență fizică asupra lor. Nu neapărat vor fi uciși cu pietre. Nu, dar vor suferi într-un fel sau altul. Și asta este o dovadă că ești în Hristos. De ce vor fi persecutați credincioșii? Și Hristos ne dă două motive în textul acesta. Primul motiv, versetul 10, din pentru neprihănire, versetul 10. Și în al doilea motiv, în versetul 11, pentru Hristos, din pricina mea, zice Domnul. Deci sunt două motive. Prigoană pentru neprihănire. Și dacă vă uitați în Vechiul Testament, vom vedea că această prigoană pentru neprihănire pornește încă de la începuturile umanității. Și interesant, pornește în fața unei jerfe, adică la închinare, și interesant, pornește într-o familie, între doi frați. E vorba de Cain și Abel. Unul care ajunge să moară. De ce? Pentru că și-a dorit să fie neprihănit și a fost neprihănit în ochii lui Dumnezeu. E posibil să se întâmple asta? Da, e posibil să se întâmple asta. Dar vreau să vă avertizez aici. E un avertisment pe care ni-l lansează Apostolul Petru, în 1 Petru, în capitolul 4, versetul 15, și vreau să vă citesc versetele acestea. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș, sau ca hoț, sau ca făcător de rele, sau ca, aici să aplică la mulți, unul care se amestecă în treburile altuia. Nu a zis nimeni amin aici. Adică este și o formă de prigoană, între ghilimele, care nu-i prigoană. Te prigonești practic singur. Când faci răul, n-ai decât să te aștepți să suporți consecințele răului tău. Autoritățile au din partea lui Dumnezeu mandatul să împartă dreptatea. Prin urmare, furi, suporți consecințele. N-ai fost prigonit. Nu-i ca atunci când, știți că dacă mergi la închisoare și întrebi pe aia pe acolo de ce sunt acolo, majoritatea o să spună că n-au făcut nimic. Sau celebrul răspuns că sunt pentru credință, au crezut că nu-i prinde. Să nu credeți că la asta se referă cuvântul lui Dumnezeu aici. Petru zice, fiți atenți, prigoana, între ghilimele, să nu fie din cauza faptului că vă băgați în treburile altora. Că știți că mai există și treaba asta, există riscul să suporți anumite consecințe, să o încasezi, din cauza că te bagi în treburile altora. Sau pentru că faci un anumit lucru rău. Dimpotrivă, zice Petru, în versetul 16, în 1 Petru, capitolul 4, versetul 16, dimpotrivă, dacă suferă cineva pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Adică, pentru ce nume? Pentru numele de creștin. Sau pentru ăla de pocăit. Vă aduceți aminte, dragi frați și surori care ați copilărit în biserică și dragi tineri care aveți tampila asta din partea colegilor voștri, vine pocăitul. Zice în 1 Petru, capitolul 4, versetul 14, dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Și în altă parte, Domnul Iisus în Luca 6, cu 26, spune, vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine. Ferice când veți fi ocărâți pentru numele Domnului Iisus Hristos și vai de voi când toți oamenii vă vor vorbi de bine, fiindcă tot așa făceau părinții lor cu prorocii mincinoși. Când unii oameni mă vorbesc de bine, încep să-mi pun semne de întrebare. N-ați auzit bine? Știu că e cald. Mai zic o dată. Când unii oameni te laudă, fii atent. Ceva nu e ok cu tine. Dacă cineva pe net, cel puțin în calitatea mea de predicator, am avut vreo două experiențe de genul ăsta, n-are rost să le pomenesc, au trecut deja ani de atunci, când cineva mă lăuda acolo, un om care discredita pe toată lumea și când am văzut că mă laudă, zic, bă, ceva trebuie să mă analizez bine. După aia nu m-am bucurat prea mult că a doua zi m-a desfințat. Am zis, slavă Domnului, pe drumul cel bun. Zice Domnul Iisus, vai de voi când toți oamenii vă laudă. Haideți să fim sinceri. Eu vă spun în calitatea mea de predicator, n-aș vrea să mă critique niciunul dintre voi. Nici măcar, mai ales aia care dorm la predică, n-au cum să mă critique.
N-aș vrea ca vreodată cineva să mă critique. Nimănui nu-i place critica. Ea poate fi constructivă atunci când vine de la un om credincios care are ca scop lucrul ăsta. Nu distrugerea, ci dimpotrivă, zidirea. Dar atunci când toată lumea te laudă, ceva nu e ok cu tine, zice Domnul. Când toți în jurul tău, osanale, ești bun, ești... Când în jurul tău sunt oameni care pentru statutul tău de credincios, pentru neprihănirea ta, pentru dorința ta de a apăra întotdeauna dreptatea, când zice Domnul Iisus aici, ferice de cei care vor fi prigoniți pentru neprihănire. Neprihănire înseamnă dreptate în ochii lui Dumnezeu. Când știi că lucrul ăla e drept și îl faci, în ciuda faptului că toți colegii tăi aleg să facă exact opusul, în ciuda faptului că toți ceilalți pleacă, în ciuda faptului că toți ceilalți copiază, în ciuda faptului că toți ceilalți aleg să trăiască într-un anumit fel. Bă, tu acum ne strigi nouă distracția când noi am ales să facem banchetul în felul ăsta. În momentul când strici distracția lumii, strici dorința grupului respectiv, ei, s-ar putea să fii prigonit pentru treaba asta. Vei fi prigonit pentru neprihănire, dar poți fi prigonit și pentru Hristos. Zice în Matei 24:9 Domnul Iisus, atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ, veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. E foarte interesant că Pavel le spune celor din Filipii o chestie interesantă. În Filipeni 1:29, căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să pătimiți pentru El. Vă aduceți aminte care a fost primul apostol martirizat? Cine își aduce aminte? Hai să vedem. V-am dat multe versete, le aveți și pe videoproiector, iar aceia dintre voi care nu puteți arunca privirea până la videoproiector, nu uitați de aplicația bisericii. Acolo aveți schița, puteți să o deschideți chiar în clipa asta sau aveți în fața voastră. Vă mai aduceți aminte care este primul apostol martirizat? Să vedem. Nu primiți nimic, dar măcar comunicăm. Dar ăsta este, Ștefan este primul martir al bisericii, dar primul dintre apostoli, vă mai aduceți aminte? Cine? Punem la vot, vedeți că avem vot la sfârșit. Unul dintre fiii lui Zebedei. Cine? Iacov. Normal că Ioan n-avea cum să fie, că el o trăit cel mai mult dintre toți ceilalți apostoli. Deci e vorba de Iacov. Vă aduceți aminte în ce context Iacov este omorât de Irod? Biblia vorbește în Faptele Apostolilor, în capitolul 12, aveți chiar în fața voastră, în versetul 1, textul în care Biblia vorbește. Când spune așa, cam pe aceeași vreme împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască. Și apoi în versetul 2, și-a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Și apoi zice, când a văzut că treaba asta place iudeilor, a pus mâna pe Petru, era praznicul azimilor, și după ce l-a prins, l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza, patru cete, câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului și să-l martirizeze. Știți ce se întâmplă cu Petru? Petru este scăpat în mod supranatural. Îmi aduc întotdeauna aminte cu drag de întâmplarea asta, pentru că într-o vreme când predam istoria creștinismului, i-am pus pe elev să descrie momentul ăsta și unul mi-a povestit evadarea lui Petru. Văzuse multe filme, 100%, nu era nimic din Biblie, dar de obicei elevii când nu știu ceva povestesc cu lux de amănunt. Era noapte, vântul bătea afară. El mi-a povestit cum o evada Petru. Dar voi vă aduceți aminte că Petru a fost eliberat de Domnul în mod supranatural. Pentru că spune Biblia că biserica nu înceta să se roage pentru Petru. Eu vă întreb, credeți că pentru Iacov nu s-a rugat? Ba da. Și totuși Dumnezeu alege ca pe unul să-l elibereze, iar altul să moară. E alegerea lui Dumnezeu. În momentul în care ai plecat la oaste, nu știi dacă te mai întorci viu. De asta, pe vremuri, când tinerii erau luați cu arcanul, cu forța la oaste, mamele plângeau, femeile în vârstă din sat plângeau, erau așa numitele cântece de cătănie, când se duceau la război, că nu știau dacă se mai întorc cu viață. Când te-ai înrolat în armata lui Hristos, tu ai o singură direcție, cerul lui Dumnezeu. Asta e alegerea lui Dumnezeu. N-a fost Iacov mai păcătos decât Petru, ci Dumnezeu a ales în providența lui. Cu Petru mai avea de lucru, dar și Petru ajunge să moară în vremea lui Nero, răstignit cu capul în jos.
Dar Dumnezeu a zis, pe Petru, trebuie să-l mai țin, că mai am de lucru cu el în lumea asta. E alegerea lui Dumnezeu. Nu înseamnă că dacă pe unul scapă și altul nu, unul a fost mai păcătos. Sau altul a fost mai credincios. Sau Petru a avut mai multă credință. Aduceți-vă aminte în Vechiul Testament când cei trei tineri sunt aruncați de dragul lui Dumnezeu într-un cuptor aprins. Era atât de puternic focul încât și soldații care i-au aruncat acolo mor pe loc. Și în momentul când au fost aruncați, voi credeți că oamenii ăștia știau că vor scăpa? Nu, în momentul când s-au dus, gândul lor era acesta. Ei au spus împăratului, noi știm împărate că Dumnezeul nostru ne poate scăpa de aici. Dar fie că ne scapă de prigoana asta, fie că nu ne scapă, direcția noastră nu-i pământul ăsta, direcția noastră este cerul lui Dumnezeu. Prin urmare, fie că ne scapă, fie că nu ne scapă, noi nu ne închinăm înaintea ta. Când Daniel a fost aruncat în groapa cu lei, credeți că era 100% sigur că lei aia nu se vor atinge de el? Când lei aia erau ținuți special, flămânziți în mod special, nu era sigur de asta, dar când îți ales să-L urmezi pe Iisus Hristos, ți-ai asumat, când pornești în oasta lui Hristos, ți-ai asumat lucrul acesta și Domnul spune, e un har să poți să suferi pentru numele lui Hristos. Pavel când își prezintă CV-ul, hai să vedem cine l-ar angaja dintre angajatorii noștri, haideți să vedem CV-ul lui Pavel. 2 Corinteni 11 cu 23 zice, în ostenel, în temnițe, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdie de moarte, 2 Corinteni 11 cu 24, de câte ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine, o noapte și o zi am stat în adâncul mării, deseori, adică nici nu mai știu, în călătorii, în primejdii, pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul lor meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frați mincinoși, mă, sunt și frați mincinoși, nu ziceți amin, așa zice aici Apostolul Pavel. În ostenel, în necazuri, în priveghiuri adesea, în foame, în sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Ăsta e CV-ul omului lui Dumnezeu cu care noi vrem să fim în cer. De-aia Domnul spune, ferice de voi când pentru numele meu veți fi prigoniți. Aș vrea în al doilea rând să vedem, după ce am văzut, punctul 2 vă promit că e mult mai scurt, după ce am văzut ce este persecuția, aș vrea să vedem în ce constă promisiunea răsplătirii. Domnul spune în Matei 5, versetul 10 și 12. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este ce? Împărăția cerurilor. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Există o răsplată dublă pentru momentul când ești prigonit. Una e aici în viață și una e în veșnicie. Noi ne gândim mai mult la asta de aici. Petru la asta se gândește când îl întreabă pe Domnul în Marcu 10 cu 28, parcă colindul ăla românesc, ne dați ori nu ne dați. Iată, noi a lăsat totul. No, noi ce primim, Doamne? Și Domnul îi răspunde în Marcu 10 cu 29, Iisus a răspuns și aș vrea să înțelege asta, tu care te-ai pocăit și ai zis, mă, dacă m-am pocăit, n-am mai putut să fac business-ul ăla și am pierdut banii ăștia și dacă nu eram pocăit, puteam face și învârteala aia la altă și câteodată ai așa anumite frustrări. Ascultă ce spune Domnul. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fie lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum, în viacul acesta, de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu prigoniri, iar în viacul viitor, viață veșnică. Slăvit să fie Domnul! Nu e așa că atunci când hotărăști să te pocăiești mai mult, să fii mai aproape de Dumnezeu, să te rogi mai mult, să începi să postești sau să vii la biserică, parcă dintr-o dată lucrurile merg mai prost. Exact când te hotărăști să dai zeciuiala, dintr-o dată parcă business-ul merge mai rău. Exact când ai luat o hotărâre sau ai făcut o juruință înaintea lui Dumnezeu sau ai făcut o promisiune în fața lui Dumnezeu, exact când te hotărâști să te botezi în apă, zice frate, exact când m-am pus pe lista aia pentru botez, nu știu că numai rău merge. Și mai sunt în jurul meu un cor de descurajatori profesioniști care îmi spun, uite, vezi că te-ai pocăit, vezi de ce te-ai pus pe listă.
Dar de fapt, știi ce se întâmplă în momentul ăla? Devii ținta diavolului. Dar vreau să vă mai spun ceva. Chiar dacă devii ținta diavolului, diavolul este înfrânt. Niciodată nu există o bătălie între Dumnezeu și Satana cu un final necunoscut. Nu, biruința este a Domnului. Da, diavolul poate discredita pentru că ăsta e numele lui, pârâșul. Da, diavolul te poate vorbi de rău. Da, diavolul poate să lovească înspre tine. Dar mâna lui Dumnezeu e cea care te ocrotește. Da, diavolul poate să creeze circumstanțe în care să faci un accident. Dar mâna lui Dumnezeu e cea care îți protejează viața în accident. Da, diavolul poate să scoată despre tine fel și fel de vorbe. Dar mâna lui Dumnezeu e cea care îți protejează reputația. Da, diavolul poate lupta împotriva ta, dar nu-i diavolul cel care are biruința. Biruința este a Domnului. Așa că răsplata pe care o primim de la Domnul este o răsplată care se leagă și de lumea asta. Acum, e de interpretat aici și nu vreau să intrăm în prea multe interpretări, că e cald și deja am spus destul de multe lucruri. Când Domnul spune, veți primi de 100 de ori mai mult, mai mult. Mai mult frați, surori, mame, copii, holde. Nu există să merg undeva în lumea asta și să nu întâlnesc un pocăit. Nu există. Da? Și pocăit, că mai întâlnesc și de ăștia alți. Ăștia cei mai periculoși. Nu există să rămân în pană. Da? Mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani de zile am rămas în pană în centrul orașului Timișoara. Și pur și simplu am rămas acolo. Nu știam cum să fac. Habarnis la capitolul ăsta și imediat a apărut un frate de-a nostru care avea o mașină, avea un Range Rover, eu eram cu Volkswagen-ul Passat și ăsta cu Range Rover-ul s-a dat jos din mașină și mi-a schimbat roata. Se uita lumea, era o mașină foarte tare, ultimul model și erau câțiva care veni să filmeze mașina. Și zic eu la unul care filmează, vă dați seama cât de important zi eu dacă șoferul meu are Range Rover. Există ceva ce primești de la Dumnezeu. Aici, în viacul acesta. Dacă ai făcut lui Dumnezeu o promisiune și dacă ai zis, Doamne Dumnezeule, vreau să mă pocăiesc. Uite, vreau să dau zeciuiala, vreau să dau mai mult decât zeciuiala. Vreau să ajut. Vreau să fac lucrul ăsta. Chiar dacă în prima fază diavolul va lupta împotriva ta și vei vedea că parcă îți merge mai rău, vreau să-ți aduc aminte. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și Dumnezeu promite când Petru uimit stă în fața Domnului și întreabă, Doamne bun, noi ne-am pocăit, noi te urmăm pe tine, suntem apostoli, suntem ucenicii tăi. Ce primim în schimb? Și Domnul zice, nu există ca cineva să lase ceva pentru mine fără ca într-un fel sau altul să fie răsplătit. Pentru că ce seamănă omul, aceea va secera și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu drept. Nu există că Dumnezeu nu va răsplăti faptul că vii la biserică. Faptul că te implici, faptul că stai la dispoziția Lui. Dar noi vrem întotdeauna să vedem răsplata acum, imediat. Dar Domnul spune odată cu răsplata, în lumea asta veți avea și prigoniri. Dar cea mai mare răsplată este în viacul viitor, viața veșnică. Și aș vrea să ne uităm acum la cel de-al treilea lucru și cu asta ne apropiem de încheiere. Domnul Iisus spune așa, în Matei 5:12, bucurați-vă și veseliți-vă. Pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Am văzut mai întâi ce este persecuția. Am vorbit despre cum anume ar trebui să fim în fața ei. Am vorbit despre răsplata pe care o primim de la Dumnezeu, de promisiunea răsplătirii pe care Domnul ne-o face. Aș vrea să vorbim acum, în foarte scurte cuvinte, despre atitudinea pe care ar trebui să o avem sau postura pe care omul credincios o are atunci când este vorbit de rău, când este ocărât, când este persecutat. Bucurați-vă și veseliți-vă. No? Ce ziceți de asta? Noi nu ne bucurăm nici dacă ne merge bine, dar dacă ne merge rău. Băi, asta e prea de tot. Și veseliți-vă. Hai că ne mai bucurăm. Bucurați-vă și veseliți-vă. Mă uit pe adunare, să știți că noi trecem printr-un moment foarte bun din viața noastră. Cei mai mulți dintre noi. Și totuși nu ne putem bucura și nu ne putem veseli. M-am gândit așa, eu cred că Dumnezeu va îngădui peste lumea asta occidentală, pentru ca să vină o trezire spirituală, eu cred că Dumnezeu va îngădui o perioadă de persecuție. Asta este doar părerea mea.
Pentru că nu văd ce anume ne-ar mai putea trezi la această realitate a lui Dumnezeu. Suntem atât de pietrificați din cauza îmbuibării, din cauza faptului că lucrurile merg prea bine în viața noastră. Voi n-ați văzut că atunci când ni se clatină pământul de sub picioare și parcă lucrurile merg ceva mai rău, altfel ne rugăm? Altfel asculți predica? Momentul când ți s-a îmbolnăvit pruncul, momentul când te-ai dus la spital și ți-a spus, bă, analizele nu au ieșit așa bine, dintr-o dată parcă ai mai stat să te și rogi, până atunci mai greu. De-aia zice Iacov, la un moment dat, vorbind creștinilor care au fugit din Ierusalim din cauza persecuției, Iacov, fratele Domnului Iisus, zice, frații mei, priviți ca pe o mare bucurie că treceți prin ferurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Aș vrea să vă povestesc puțin despre creștinii primelor veacuri și am vrut în această predică să stau aproape de schiță pentru ca să nu greșesc datele pe care vi le-am prezentat, pentru că sunt multe date care vreau să fie exacte. Se spune, de exemplu, că unul dintre cei mai mari oameni din primele veacuri creștine, unul dintre cei mai mari predicatori, nu, a și primit un supranume pentru că a fost un mare predicator, numele lui, sau supranumele lui fiind Ioan Gură de Aur, sau cunoscut Ioan Hrisostomul, pentru că vorbea mult despre Hristos. Un mare creștin din primele veacuri creștine. A fost chemat înaintea împăratului Arcadie și amenințat că va fi surghiunit, adică va fi trimis departe de casă, departe de familie, dacă nu încetează să-L proclame pe Iisus Hristos. Și el ar fi răspuns, sire, nu mă poți izgoni, căci lumea asta întreagă este casa tatălui meu. Și oriunde m-aș duce, tot la tata acasă sunt. Atunci, spune întâmplarea asta că împăratul l-ar fi amenințat și i-ar zis, atunci te voi ucide, voi porunci să fii omorât. Și el a răspuns, nu poți, pentru că viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Atunci îți voi confisca averile. Tot ce ai, s-am confiscat. Și replica înflăcărată a lui Ioan Gură de Aur ar fi fost aceasta. Sire, nu se poate, pentru că toate comorile mele sunt în ceruri, unde nimeni nu poate să le fure. Atunci i-a spus împăratul, te voi izgoni departe de oamenii pe care îi iubești și nu vei mai avea niciun prieten. Și el i-a răspuns, nici tu nu poți face asta, pentru că am un prieten în cer care mi-a zis, nu te voi părăsi niciodată. În cele din urmă a fost exilat undeva la marginea Imperiului, în Armenia, de unde el a continuat să-și influențeze prietenii și credincioșii prin scrisori. Și scrisorile astea aveau deja efect mai mare ca predicile, așa că împăratul și dușmanii lui au hotărât să-l alunge și mai departe, dincolo de granițele Imperiului, într-o zonă pustie, aridă, friguroasă, pe drum, în timpul călătoriei, Ioan Gură de Aur a murit. În vremea lui Nero, creștinii au fost arși, au fost puși ca torțe pentru ca să ilumineze grădina acestui împărat nebun. Trupurile lor erau legate și apoi erau aruncate câinilor sfâșiați în amfiteatru. Până la sfârșitul primului secol, împărații romani au fost zeificați, declarați zei. Și pe măsură ce Imperiul Roman s-a extins, a devenit principala modalitate prin care romanii au încercat să mențină unitatea Imperiului între toate națiunile aflate sub conducerea lor. Oamenii puteau să se închine în fața oricărui idol cu o singură condiție. O dată pe an, să declari că Cezar este Domnul. Și dacă aduceai jertfă împăratului, să depui acest jurământ verbal o dată pe an, primeau un certificat de verificare numit Libelus și aveau dreptul apoi să se închine în fața oricărei alte zeități. Creștinii au refuzat asta. Pentru că ei spuneau, există un singur drum și el este Iisus Hristos. Dacă veți citi Cartea Martirilor, și vă sfătuiesc să o faceți, o puteți căuta pe internet, o găsim ușor. În Cartea Martirilor sunt foarte multe exemple. Vă dau un alt exemplu. În anul 102 după Hristos, era o mamă creștină cu numele Simforoza, care avea 7 copii.
are legătură cu istoria poporului nostru, pentru că noi ne lăudăm că Traian e unul dintre strămoșii poporului român. În timpul împăratului Traian s-a întâmplat asta. De altfel, împăratul Traian a persecutat la greu creștinii. I-a fost dus în fața împăratului, acesta i-a poruncit să jertfească în cinstea zeilor păgâni, i-a refuzat. La fel au făcut și cei 7 copii care erau mari deja. Împăratul, cuprins de furie, a poruncit să fie dus în templul lui Hercule, unde a fost biciuită, spânzurată de părul capului. După ce a îndurat aceste suferințe, i-a fost legat un pietroi mare de gât și aruncat în râu. Fiii ei au fost legați de 7 stâlpi și cu ajutorul unei scripete li s-au desfăcut încheieturile. Și pentru că aceștia au refuzat să-și abandoneze credința, au fost condamnați la moarte, au fost înjunghiați și tăiați cu fierăstrăul de dragul lui Hristos. Niciunul dintre ei, niciunul dintre ei nu s-a lepădat de Hristos. Una dintre cele mai înspăimântătoare persecuții, sau unul dintre cele mai dureroase momente de persecuție din istoria martirilor creștini a avut loc în cetatea Utira, o cetate din Africa de Nord, când la ordinul proconsulului roman 300 de creștini au fost aduși în fața unui cuptor de ars varul, care sunteți mai în vârstă, vă aduceți aminte despre ce-i vorba. Alături a fost dedicat un altar închinat unui zeu păgân și creștinii trebuiau să sacrifice în cinstea zeului ori să îndure înspăimântătoarea moarte de a fi aruncați în cuptorul aprins. Nici unul din cei 300 nu și-a abandonat credința. Toți au murit în ziua aceea pentru credința lor. Dragi frați și surori care participăm la biserică cu aer condiționat, cu predici elaborate, cu laudă și închinare, cu muzică impecabilă, aș vrea să vă aduc aminte ce povestește istoricul creștin Eusebiu de Cezarea, care zice în scrierile lui că de foarte multe ori creștinii erau biciuiți, cu trupul însângerați, erau dați pradă animalelor, dar atunci se întâmpla ceva extraordinar. Puterea divină a lui Hristos se manifesta în ei. Nu numai prin seninătatea, răbdarea și bucuria pe care o aveau, ci prin atitudinea fiarelor sălbatice. Era de așteptat, spune Eusebiu de Cezarea, ca leoparzii, tigrii, leii care erau flămânziți să fie aruncați asupra lor, să se fie aruncat asupra lor și să-i sfâșie. Dar câteodată se întâmpla altfel. Fiarele sălbatice înaintau puțin, apoi se opreau, se repezeau asupra lor și la o mică distanță erau oprite parcă de o mână nevăzută. Animalele refuzau să le facă vreun rău. Uneori, povestește Eusebiu de Cezarea, era scos ca într-un stadion, într-o arenă, un tânăr sau o tânără de 15-20 de ani, care era așezat în mijlocul arenei. Și scrie Eusebiu, cum să nu rămâi uimit când îl vedeai lipsit de teamă, că își ridică mâinile spre cer și se roagă, iar fioroasele fiare stăteau în jurul său, parcă admirându-i credința, fără să-i facă un rău. Scenele acestea emoționante îi făceau pe unii dintre spectatori să devină creștini pe loc. Voi mai găsi eu oare credință pe pământ? Se întreba Hristos. Trecem în momentele de față printr-o criză a credinței. Trecem printr-o criză a evlaviei, a trăirii în Hristos. Și mă întreb câteodată ce ar trebui să se întâmple în dreptul nostru, a celor care suntem atât de binecuvântați, ca Dumnezeu să ne trezească. Și mă gândesc că poate Dumnezeu va îngădui, nu-mi doresc asta, vă mărturisesc, să trecem din nou prin momente de persecuție. Până una alta, nu uitați, ferice de cei prigoniți, pentru neprihănire și pentru Hristos. Și chiar dacă în zilele noastre n-avem parte neapărat de lucruri de felul acesta, să ne ajute Dumnezeu să ne păstrăm credința cu demnitate și să spunem Domnului, Doamne, voia Ta. Haideți să cântăm împreună, vă invit să stăm în picioare. Vom avea o cântare, vă invit să stați în picioare, care este și rugăciunea noastră finală. Am mai cântat o cântare asta astăzi. Și dacă ați văzut că au fost oameni care de dragul împlinirii voiei lui Hristos au fost gata să moară, haideți să spunem și noi Domnului, Doamne, vrem ca voia Ta să se facă în viețile noastre. Amin?